Familia lui Corneliu Vadim Tudor are conturile blocate în urma unui proces pe care l-au pierdut, da, cu Ana Birșal. Și tocmai asta te întreb. Multă lume a văzut la licitație peste 50.000 de euro, aproape 60.000 de euro. Ce s-a întâmplat cu acești bani? Adică de ce nu ați putea să achitați datoria către Ana Birșal și să vă vedeți mai departe de viață? Da, ți închipui că ar fi foarte simplu să facem acest lucru și am scăpat în sfârșit de această datorie și de această problemă, că nimănui nu-i place să stea într-o situație atât de tensionată. Bunurile care au fost scoase la licitație sunt bunuri, nu sunt bunurile tatălui meu, sunt bunuri de familie, sunt obiecte primite cadou de noi de-a lungul anilor, primite cadou de tata, de ziua lui de naștere sau cum ar fi setul de birou, cum ar fi stiloul acela. Moș, ce s-a întâmplat cu cei 60.000 de euro pe care i-ați câștigat la licitație? Aceste obiecte au fost scoase la licitație, parte dintre ele în timpul vieții de tatăl meu au fost puse la casa aceasta de licitație. În schimbul cărora, tatăl meu a primit un împrumut până când aceste obiecte ar fi urmat să fie vândute. Înțeles. Am aflat de această datorie pe care tatăl meu o avea la casa de licitație după moartea lui. Era mare? Da, este o datorie destul de mare, de câteva zeci de mii de euro. Uh-huh. Și practic după licitație cu câți bani ați rămas? Deocamdată cu niciun ban, pentru că am achitat această datorie la casa de licitație și acum așteptăm să intre efectiv ce a mai rămas și ceea ce ne-ar reveni nouă, bani cu care urmăm să plătim datoriile pe care le-am acumulat după moartea tatălui meu, pentru că au fost foarte mulți oameni care ne-au împrumutat cu bani pentru salarii, pentru revistă. Bun, chiar și acum și întrebarea mâncare e dacă Ana Birșal nu acceptă această reparație morală pe care tu spui că Ion Cristoiu, Victor Pițurcă, oamenii au acceptat-o, da, și anume scuzele tale publice, da? Da. Noi să știi că am încercat să o contactăm, colegii mei spun că dumneai nu dorește să intre în dialog cu tine și nu vrea să intre în direct, da, îi respectăm decizia. Ce se va întâmpla? Adică dacă dumneai nu hotărăști, de unde o să aveți bani? Cum o să... Doamna Ana Birșal nu are altceva de făcut decât să poftească la poarta noastră, probabil, să-i deschid ușa casei și să-și aleagă din casă ce dorește. Habar n-am, pentru că nu am, efectiv, nu am de unde să-i plătesc acești bani. Nu am de unde. Pentru că chiar și cu această sumă pe care urmează să o primim de la casa de licitații, nu se acoperă nici măcar o mică parte din... Datoriile pe care din le aveți? Aceste datorii, da. Da, multă lume se întreabă, voi din ce o să trăiți? Tu din ce trăiești? Adică, ok, încă o săptămână, două, trei, o lună, dar după aia... Deocamdată, din vânzarea revistei România Mare, ținem revista și salariații de acolo. Încercăm să facem rost și de ceva publicitate pentru a putea acoperi tipărirea revistei efectiv, pentru că vreau să fiu la zi cu plata tipografiei, ca să nu ajung iarăși la datorii mari, precum cele pe care le avea tata. Bun, dar aveți conturile blocate. Mai aveți bani? Deocamdată primim pensia de urmaș a mamei din România și așteptăm să intre și pensiile de la Parlamentul European. Pensia surorii mele intră în acest cont și așteptăm, deocamdată am făcut o contestație la această executare silită care ni s-a admis, deci poprirea a fost ridicată până în luna ianuarie. Am înțeles. Bun. Acum vom vedea ce se va întâmpla mai dacă departe. Dacă vrei să-i adresezi pe finalul discuției noastre un mesaj Anei Birșal, te rog să se considere, uite, tu față în față cu dumneai. Da, am încercat să îi spun acest lucru și la telefon și anume că noi nu suntem vinovate și nu avem absolut nicio implicație în procesul pe care dumneai l-a avut cu tata și o rog să rezolvăm această problemă pe cale amiabilă. Pentru că și dacă nu vom face acest lucru, nu avem de unde să-i plătim acești bani. Practic își cer scuze public în numele familiei tale? I-am cerut deja scuze public pe care dumneai nu le-a acceptat și nu am, nici nu pot să fac acest lucru la infinit. Am făcut-o deja în repetate rânduri, am făcut-o și la telefon, dumneai nu le-a acceptat, spunându-mi că durerea noastră nu se compară cu durerea băiețelului ei, care am înțeles că are 7 ani. Aici... Știi cum e, fiecare știe, da, cum fiecare să-și gestioneze problemele. Durerea, da. Eu sper din toată inima să se rezolve lucrurile, să fii împăcată și tu și dumneai ei și
să fie liniște, cel puțin poate înainte de sărbători. Da, asta așteptăm. Lidia, și Vadim noi. Tudor, îți mulțumesc mult de tot. Și eu mulțumesc. Sperăm că mesajul tău a ajuns și încă o dată, astăzi sunt 3 luni de când tatăl tău a murit. Da. Încă o dată Dumnezeu să-i ierte acolo unde e.